Salutare pulpițelor și hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod din Sânul familiei noastre. Salutare! Astăzi avem o mare problemă și vă rugăm din tot sufletul la mare al vostru să ne ajutați să-l găsim pe vulpișorul, cățelul nostru dalmațian, care este dispărut. În dimineața asta am observat că nu mai este și mergem să-l căutăm peste tot. În caz că-l vedeți voi și noi nu-l observăm, să ne spuneți, că nu știm unde să-l mai căutăm. Exact, l-am căutat peste tot și nu l-am găsit. Nu știu, ori se ascunde de noi, ori a dispărut complet. Poate se joacă de avați ascunselea cu noi, dar nu cred că e asta. Am dat deja și comandă la domnul vânzător morocanos să ne facă afișe pe care să le lipim peste tot prin tot orășelul pentru a-l găsi pe vulpișorul. Nu-mi vine să cred că a dispărut și o să mergem acum împreună cu voi să mai căutăm încă o dată și printre locurile unde am fost deja. Poate de data aceasta vedem ceva nou cu ochii voștri. Exact, da, trebuie să mergem prin toate locurile pe care le avem pe aici. Hai să mergem prima dată prin căsuța lui Houdini Junior și a lui Jesse, nu Foxy? Da, hai să vedem. Houdini Junior, tu l-ai văzut oare pe undeva? Nu, și eu l-am căutat și nu l-am găsit deloc pe vulpișorul. Doamne, nu știu, mă gândesc să nu fie gelos că a apărut un nou mutan în familia noastră și poate a simțit că nu-i mai acordăm atâta atenție ca de obicei. Eu sper să nu fie vorba de asta, Foxy, sincer că vreau neapărat să-l găsim pe cățelușul nostru. Da, că s-a întors la noi, știți, cu o perioadă asta la Tanti Veta, acum e din nou la noi și acum nu știm unde este. Da, era tot pe aici prin curte și aparent nu mai este. Hai să mergem să urcăm să vedem. Ce faci, vulpița? L-ai văzut cumva pe vulpișorul? Nu? Nu, uite că nu. Aoleo, deci nu l-a văzut nici vulpița. Hai să mergem la etaj atunci. Chiar mă gândesc unde poate fi. Nici pe aici, dar e cam greu să urce pentru un cățeluș aici la etaj, nu? Da. Așa mi se pare mie. Dar cum să fie aici? Hai să verificăm, poate e la baie. La baie? Baia din curte. Hai să mergem până la baie. Vulpișorul! Nu e nici aici. Mă credeam că poate se bălăcește aici. Da, dar nu e aici. Oreo, tu l-ai văzut pe vulpișor? Miau! Nu știu ce-o zis, dar cred că nu. Eu cred că o mieunat, nu știu dacă o zis, nu, Foxy? Pisica nu poate să vorbească? Hai să vedem să-l mai căutăm. Unde o fi vulpișorul nostru? Vulpișorul! Oiță, avem o grămadă de oi. N-ați văzut nimic? Oare de ce-o behăit Foxy? L-a fi văzut pe vulpișorul? Nu știu, hai să vedem, Jesse. Jesse, l-ai văzut pe vulpișorul pe undeva? Nu, no, și sunt atât de tristă că vreau să mă șoc cu el să scot la picmare de dimineață. Aoleo, deci nu-mi vine să cred, nu l-a văzut nimeni pe vulpișorul. Vulpițelor și hudinașilor, vă rugăm frumos, apelăm la voi, dacă-l vedeți să ne transmiteți, pentru că nu știm unde să-l mai căutăm. Hai să ne uităm și prin casă să vedem. Dacă îl vedeți cumva, să ne scrieți neapărat în comentarii, să ne dați de știre. Ne vrem cățelușul dalmațian înapoi. Nu l-ați văzut, domnule? Domnule vecin, nu l-ați văzut pe dalmațianul nostru, vulpișorul? Nu, am auzit că îl căutați de dimineață și tocmai de asta mă uitam și eu pe aici. Ok, mulțumim vecin. Foarte mult să vă mai uitați și să-l căutați. Ia uite, până și Oreo vă mulțumește. Da, uite. Țopăie. Sper să-l găsiți pe vulpișorul, pentru că și noi îl căutăm. Hai, Foxy, să-l căutăm. Da, nu știu unde poate fi. Vulpișorul! Oare s-a ascuns pe aici, pe după mobilă, pe după ăsta, pe după fotoliu, pe după pat, pe undeva? Ar trebui să luăm niște mâncare de câine la noi să l-ademenim. Da, ar trebui, sincer, dar n-am rămas fără. Dar mergem la domnul vânzător morocanos să vedem dacă e acolo. Poate e și tanti Veta și ne ajută și ea. Dacă au tipărit și afișele, să le punem prin tot orașul. Da, sper că le-au primit, pentru că am făcut comanda azi dimineață și zicea domnul vânzător morocanos că or să ajungă imediat. Nu-i nici aici. Nu-l găsesc pe vulpișorul, Foxy, ia să mă uit pe aici pe după masă. Ce dor mi este de el. Și mie. Nu-mi vine să cred. La noi în dormitor oare? Uite, aici este o lamă. Două lame. Da, și este și domnul cu lamele. Ce faceți, domnul cu lamele, aici? L-ați văzut pe vulpișorul nostru cumva? Și eu îl caut. De azi dimineață îl caut. De când am aflat și am zis să vin pe la voi să vă ajut.
Au, oh, mulțumim, domnule, cu lamele. Mulțumim, mulțumim, dar lamele eu zic să le țineți afară, nu să le ținu prin casă. Da, așa zice și eu, domnule, vecin cu lame. Păi eu nu plec nicăieri fără ele, sunt lamele mele frumoase. Bine, nu contează, nu știu, căutați-l pe vulpișor pentru că avem nevoie de el. Da, trebuie să-l găsim. Că vrem să-l găsim. Nu știm unde este. Aoleu, Foxy, hai puțin aici să zic ceva. Spune. Stai așa, să nu ne audă domnul cu lamele. Hai, hai și tu, Houdini Junior. Da, vin și acum. A, uite, ai venit deja. Fii atent aici, Foxy, dacă nici domnul cu lamele, care e cel mai mare bârfitor din oraș, nu știe de vulpișorul, da, cum îl găsim? Nu știu, asta este o problemă. Va trebui să întrebăm pe toată lumea când mergem acum spre vânzătorul morocanos, să vedem dacă cineva l-a văzut. Da, hai să mergem. Dacă nici domnul vânzător morocanos nu ne ajută cu tanti Veta, e jale, nu știu ce să mai fac, sincer. Nici eu. Hai să mergem repede. O iau la fugă, Foxy, o iau la fugă. Ia-o, nu mai ia-o. Stau, vreau să ajung la domnul vânzător. Nici nu mai știu pe unde trebuie să fug, pe aici. Aoleo, m-a luat panica, Foxy. Eu sper să-l găsim pe vulpișor. Și eu sper. Haideți să mergem, haideți repede. Uite o găină. Cred că n-a trecut pe aici vulpișorul, că mă gândesc că nu mai era găina. Da, poate o mânca. Dar poate ne întâlnim și cu cineva pe aici pe drum să vedem dacă l-a văzut cineva. Nu știu, hai să mai strigăm, poate ne aude vulpișorul. 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 Uite-l acolo pe băiețandru ăsta. Sunt doi băieței acolo, ia uite. Hai să vedem, ba nu este un bucătar? Nu vă supărați, l-ați văzut cumva pe vulpișorul? Este un câine dalmațian de talie medie. L-ați văzut cumva? Spuneți, domnule bucătar, îl căutăm de azi dimineață și nu-l găsim. Este câinele nostru dalmațian. Nu l-am văzut, eu sunt cu treburi, lăsați-mă în pace. Băi, ce om, băi, ce bucătar, nici nu vrea să ne ajute, Foxy. Păi, l-ați văzut careva de pe aici? E un câine dalmațian de talie medie, l-ați văzut? Spuneți-ne, vă rog, domnule cu armură, l-ați văzut cumva pe câinele nostru dalmațian? Vulpișorul? Nu l-am văzut. Aoleo, nu l-au văzut nimeni. Houdini Junior, Foxy, ce ne facem? Nu știu, mai căutăm. Sper să-l găsim. Hai să mai întrebăm pe aici. Tanti, l-ai văzut cumva pe vulpișorul? Este dalmațianul nostru, este cățelul nostru frumos. Și nu-l găsim de azi dimineață, s-a pierdut. N-am văzut niciun cățel, lăsați-mă în pace. Aoleo, nu-mi vine să cred ce oameni. Ce doamnă neamabilă. Da, băi, nu vrea să ne ajute deloc. Hai să mergem la domnul vânzător morocanos să vedem dacă a primit afișele și dacă l-au văzut cumva pe cățelușul nostru drăguț. Vulpișorul. Vulpișorule, unde ești? Oh, mai am încă puțin. Uite care și un cumpărător aici. Da. Salutare, domnule vânzător morocanos. L-ați văzut cumva pe vulpișorul? Căutăm de azi dimineață. Câinele nostru dalmațian l-ați văzut? Nu l-am văzut deloc. Aoleo. Tanti Veta, nu era aici la magazin cu dumneavoastră? Ea nu l-a văzut. Unde este Tanti Veta? Vetuța a plecat. Unde a plecat? Cum adică a plecat? Stai puțin. Unde e Tanti Veta? Domnule vânzător, Tanti Veta este cea care îl cunoaște foarte, foarte bine pe câinele nostru, vulpișorul. A stat o groază de timp la ea. Cu siguranță îi cunoaște toate locurile unde s-ar duce. Vetuța a plecat, s-a supărat ce a plecat. Unde a plecat? A plecat din oraș? Cum adică a plecat? Mamă, ce se întâmplă? Cum nu? Nu mai stai aici, Tanti Veta? Care este faza? Nu înțeleg. A plecat Tanti Vetuța? Nu știu, Houdini Junior, habar n-am. Fără să ne zică nimic? What? Ce se întâmplă? Domnule, ce se întâmplă, domnule vânzător? A plecat acasă, s-a dus acasă. Păi, cum adică s-a dus acasă? Adică unde stă ea aici, în oraș, nu? Sau? Da, s-a dus acasă. S-a supărat pe mine și s-a dus acasă. Oh, lasă că vă împăcați, dumneavoastră, domnule vânzător morocanos. Acum avem altă problemă, trebuie să îl căutăm pe vulpișorul. Deci eu sigur nu l-ați văzut. Sigur nu l-ați văzut? Afișele sunt gata? Care le-am comandat azi dimineață? N-au venit afișele, n-au venit, le aștept și eu și n-au venit.
Să ne dați un telefon când ajung afișele și că trebuie să mergem să le lipim pe toți copacii de aici. Exact, o să le lipim în tot orașul pentru că suntem disperați, trebuie să-l găsim pe vâlpișorul. Da, dacă-l văd, vă anunț, dar nu știu, nu știu ce să zic. Bine, noi am plecat, vă lăsăm neapărat să ne anunțați. Da, neapărat să ne anunțați, domnule vânzător morocănos. Am plecat, hai Foxy, hai să-l căutăm. Mai mergem pe aici să ne mai uităm repede, să vedem. Oare unde poate fi? Nu știu sincer, dar mi se pare dubios. Și că nu-i tanti Veta aici și că s-a certat cu domnul vânzător. Părea foarte supărat domnul vânzător. Dar n-avem timp acum de asta, trebuie să-l găsim pe vulpișorul, pe cățelușul nostru. Hai să mergem să mai căutăm prin oraș pe undeva, trebuie să fie undeva. Salutare, domnule Robin Hood, l-ai văzut cumva pe vulpișorul? Nu l-am văzut pe vulpișorul, eu mergeam pe aici și trageam cu arcul. Am înțeles, deci... Dar-l cunoști pe vulpișorul, nu? Da, am auzit de azi dimineață problema. Ok, da. Păi bun, atunci dacă știi despre ce e vorba, dacă cumva afli, să ne suni sau să vii la noi acasă. Da, știu, am auzit pe unde lucrați, pe unde stați, pardon. Lucrăm? Doamne, auzi că lucrăm, Foxy. Momentan nu lucrăm. Cred că domnul ăsta Robin Hood e puțin așa pe arătură. Hai să mergem. Cred că vrea să ne trimite la muncă. Da, și zicea că el la vânătoare pe aici. La vânătoare de ce? De găini? Sau cred că vânează găinile? Habar n-am și care arc, că nu văd niciun arc. Avea un arc, oare? Poate știi tu, poate avea ceva probleme, nu știu. What? Nu știu ce se întâmplă. Hai să mergem mai departe să vedem. Poate pe aici pe la cinema. Asta nu-i soția preotului? Oh, ba da. Doamna preoteasă, l-ați văzut cumva pe vulpișorul? Este câinele nostru dalmațian pe care l-ați văzut la nuntă. Dragilor, n-am văzut niciun câine. Mulțumim, mai mergem să mai căutăm. Mulțumim pentru rugăciune pentru voi să-l găsiți. Bine, tanti, preoteasă, mulțumim. Rugăciuni. Mulțumim tare mult, hai să mergem, Foxy, să vedem dacă e pe la cinema. Intru în cinema, pe bune. Intru în cinema să-l caut pe vulpișorul. Dacă nici la cinema nu e, sincer, nu știu unde să-l mai caut. Dar oare ce ar căuta la cinema? Nu știu, poate s-o duc să vadă un film. Hai să vedem. Ce zici de asta? Eu uite că și Houdini Junior s-a oprit acolo la povești, întreabă de vulpișorul. Da, văd. Vii, Houdini Junior. Da, nu mai stai aici să mai întreb. Stai că vin. Am văzut că ok, mamă, ce ai băgat viteză? Ai aflat ceva sau? Nu, dar i-am informat pe toți să-l caute pe vulpișorul. Ne-am zis că este un dalmațian de talie medie. Super. Sper să-l găsească cineva sau da, să și eu sper. Singur acasă. Trebuie să-l găsim. Hai să mergem în cinema. Vulpișorul, băiețelule, l-ai văzut cumva pe vulpișorul? Nu știu, stă cu spatele. N-am timp, lucrez, lăsați-mă în pace. Aoleo. Mamă, ce seamănă cu Houdini Junior. Da, chiar seamănă. Zici mamă. Că sunteți proști gemeni. Zici că e lăit, eu am plecat de aici. Și eu e prea dubios. Încă unul? Care seamănă? Ce e aici? Doamne ferește. Eu ies de aici. Aici e o iluzie optică. Eu cred că da. Cred că-s oglinzi din alea care te reflectă de mai multe ori, știi? Nu, Foxy, știi ce îi? Ce? Au pus, că am văzut eu în ziar, au pus proiecții aici la cinema. Când intri, te proiectează în mai multe locuri. Da, e o invenție nouă. Și de asta vine lumea ca să se proiecteze aici. Mai multe locuri. Da, nu sunt reale. Da, am văzut că nu se mai vede acum. După ce a plecat de acolo, nu se mai vede. Da, ia uite, nu mai... Ba da, uite, o apărut iarăși. Cum a intrat Houdini Junior, cum a apărut iarăși? Mamă, hai să mergem. E o nebunie aici. Da, e proiecția aia nebună. Uai de capul meu. Hai să mergem să-l căutăm pe vulpișorul, că avem alte priorități acum. Ui, de capul meu. Uite, dacă te uitai, mai era o persoană care seamănă cu persoana asta de afară. Să știi. Interesantă tehnologie. Intri, te scanează și te ține minte și după aceea te proiectează. Da, oare cât o să țină expoziția asta? Nu știu, am înțeles că undeva la 3-4 zile, ceva de genul ăsta. Da, e destul de ciudat să te vezi de mai multe ori. Da. Și amuzant în același timp. Da, ne-ai văzut, eu am avut impresia că sunt persoane reale, așa de bine. Houdini Junior, am crezut că mai sunt vreo 5 ca tine. Da, m-am speriat, Houdini Junior, what?
Ai. Vulpițelor și pudinașilor, noi o să încheiem episodul aici, mergem să-l mai căutăm pe vulpișorul nostru. Dacă îl vedeți cumva, să ne anunțați acolo în secțiunea de comentarii, pentru că nu l-am văzut, nu știu, dacă ne-a scăpat cumva și l-ați văzut voi, să ne scrieți acolo. Suntem foarte, foarte disperați, abia așteptăm să-l găsim, așa că așteptăm și răspunsul vostru. Să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram. Foxy.insta și Houdini.insta și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Nu știu unde poate fi, băi, sper să-l găsim. Sper să-l găsim. Pa, pa! Pa, pa!